Phoenix a făcut un meci bun contra liderului Ligii Naționale Masculine Steaua. Bucureștenii s-au impus, dar modul în care au condus cei doi arbitri partida a născut multe discuții. Pentru noi a fost important că am luptat până la final, am redus diferența. S-au văzut în momentele importante ale jocului, au avut câteva aruncări de 3 puncte contestate, deci sunt aruncări care au făcut oarecum diferența. Sigur că și noi am greșit pe apărare de 1-1, am luat de multe ori, din păcate, coșuri extrem de ușoare, însă, ce să spun, pe undeva e cam aceeași regie ca la Craiova, nouă ni se fluieră contactele ușoare, este o manieră total diferită de arbitraj și de modul de a decide fazele. Orice contact, și curios, de câte ori veneam în joc, la noi se fluierau imediat două, trei decizii în 25 de secunde, nu se poate. Chiar așa să fim noi extrem de agresivi și acolo nimeni să nu facă nicio atingere. Deci nu știu cât va mai dura, eu vreau să duc lupta antrenorului, vreau să stau să muncesc, vreau, dacă greșesc, să mă întorc pe teren să-mi repar greșeala, dar nu vreau să pierd din cauza altora. Florin Nini își dorește ca arbitrii să lase echipa pe care o conduce să joace atât cât poate. Phoenix are valoare, dar trebuie să fie arbitrată corect. Suntem un club mic, ne chinuim foarte mult, plătim foarte mult, cheltuim foarte mult și muncim foarte mult. Nu vrem decât să fim respectați și să fim lăsați, indiferent că jucăm cu Steaua, indiferent că jucăm cu Craiova sau cu Baia Mare. Nu știu cât o să mai suport stilul ăsta de manieră, tot felul de decizii, tot felul de explicații, numai împotriva noastră. Mă rog, una peste alta, eu voi analiza jocul cu băieții, îi felicit pentru cum au muncit, pentru atitudinea de care au dat dovadă, însă eu voi analiza jocul și voi vedea în ce situație și în ce moment noi am greșit, în așa fel încât ei să poată înscrie cu așa ușurință. Phoenix a pierdut pe teren propriu, un lucru rar pentru formația condusă de Florin Nini. Echipa gălățeană încearcă să obțină vineri de la ora 17:45 prima victorie în deplasare în partida de la Timișoara.